Frate Valer, vă spunem slăvit să fie Domnul. În veci amin. Te spun și eu slăvit să fie Domnul. În veci amin. Vrem să vă aplaudăm prin mulțumiri sau să vă mulțumim prin aplauze. Așadar, vrem să vă mulțumim pentru că sunteți aici cu noi. Aseară ne-am întâlnit și am vorbit mai pendelete despre scurta noastră intervenție aici. Și aș vrea să începem pentru ca să nu pierdem vremea, să nu pierdem timpul. E foarte prețios și sunt atâtea de spus, având în vedere experiența dumneavoastră. Dar am vrea să începem cu o întrebare. Ce suferințe ați experimentat și dumneavoastră și cei ca fratele și poetul Traian Dorz? Și mai exact, poate ne spuneți cât de strâmt era în comunism. Și știți dumneavoastră la ce mă refer când vorbim despre a fi strâmt, ceva strâmt. Eu spun cât de larg a fost. Să ne spuneți atunci. Mai întâi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la Clujul cel de acum 60 de ani. Și sunt bucuros. O bucurie care nu s-a terminat niciodată în cei 60 de ani. N-am pierdut nimic decât numai câștig. Și vreau să spun la începutul acestor câteva minute, care nu știu cât și ce pot să spun. Dar vreau să încep cu o rugăciune a Apostolului Pavel. Și mă rog ca Dumnezeul Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperirea voii Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să puteți percepe care este nădejdea slavei moștenirii Lui în sfinți și care este pentru noi credincioși nemărginita putere a tăriei Lui. Amin. Nu am emoții, dar vârsta spune cuvântul. În ianuarie, în 26, împlinesc 94 de ani. Mulți înainte. Și în luna septembrie am împlinit 72 de ani în oastea Domnului. V-ați gândit vreodată că o să primiți aplauze pentru așa ceva? Nu mă încântă, nici nu mă răcesc. Frate Valer, să ne spuneți cum l-ați cunoscut pe Traian Dorz. Știu că aveți o poveste interesantă. E interesantă pentru mine. Și asta din experiența vieții mele în anii pe care am îngăduit Dumnezeu să-i trăiesc. Că nu trebuiau să fie aici, eu trebuia să fi plecat de mult. Dar mi-am zis, dacă Dumnezeu a îngăduit să mai trăiesc, să nu pierzi și să mirosezi viața în zadar pentru lucrurile lumii acesteia, care toate pierd. Și vreau fiecare cuvânt să vă fie de folos dumneavoastră care ați venit din curiozitate sau să auziți un cuvânt. Eu nu m-am gândit la lucrul acesta. Am umblat mult în toată țara, în Europa, la Roma, în Anglia, la Londra, la Madrid. Am fost dus de frați. La Periprava, la Jilava, la Gherla, pe unde ați mai fost? Asta e partea a doua. Vă invit să ne ocupăm de această parte, da, pentru că despre ea am discutat. Prima dată închisoarea a fost, da, la Devamsa, 6 zile, pe urmă ne-a dus la securitate la Cluj și nu uit niciodată. Când ne-a introdus la securitate, în beciurile securității, peste o jumătate de oră a început o furtună și doar prin geamurile care de-abia se vedea afară, erau niște plopi înalți cu frunze verde, eram în 12 iunie de ziua înălțării. Și a început o furtună, o ploaie torențială.
cât puteam să zărim prin geam, în 10 minute nu a mai rămas nicio frunză în plopi. Canalele s-au înfundat și au dat alarma. Și pe coridor cine a fost, nu știu, am auzit un glas. Din coridor intra în celula în care eram, mă ne bate Dumnezeu că i-am adus pe ăștia aici. Dumnezeu nu i-a bătut, că El e milos și îndurător și iertător și ne primește pe toți. Dar a fost cele mai crunte și mai grele momente din timpul detenției. Nu știu cum să mă exprim, să fiu cât mai scurt. Că dacă ar trebui să spun numai o parte din istoria vieții mele, ar trebui mai mult, câteva ore poate. Dar, pentru că timpul e limitat, vreau să amintesc doar un lucru pe care l-am spus la judecată. Acum, că m-au chemat ca să ne restituie sau să ne daune morale. Însă nu ne-a dat nici daune morale, nici nimic. Și l-am spus, domnule judecător, eu nu spun cât de răi, cât de cruzi au fost comuniștii. Eu spun cât de bun a fost Dumnezeu. Și spun oricui, fără sfială, fără rușine, fără niciun strop de ură, ci totul și cu toții. De aceea vă îndeam, pentru că timpul scurt care îl mai am, nu știu cât e, dar vreau să folosesc fiecare moment din mărturia mea, cu orice față care mă întâlnesc, să pot să-i spun un cuvânt de mângâiere, de mărbătare, de ajutorare, să afle, să-L cunoască pe Dumnezeu, nu numai să vorbim de Dumnezeu. Viața noastră să fie o mărturie, așa când e vorba să vorbesc de fratele Traian. Lui, după Domnul, îi mulțumesc, măcar că nu e cu trupul, dar e cu Duhul, cu inima și cu dragostea care nu mor. Cu 2 ani înainte de a ne cunoaște, era în 1950 și rectific ce s-a spus, eu în 47 mă hotărâ pentru Domnul, nu în 50. Și în 50 am avut un vis. Sunt multe vise, nu țin seama, că am visat și mă iau de pe vise. Dar pentru mine a fost foarte semnificativ. Am visat că mergeam singur pe un delușor și sus, în vârful delușorului, era un stejar mare. Și după stejar era un turn, cum sunt turnele de apă. Și m-am dus încet și m-am apropiat de turn și ușa era întredeschisă. Și am împins de ușă și a început să scârțe. În momentul acela am auzit un glas care a zis, tu ești Valer? Eu zic, da, dacă poți să te urci să ajungi până aici, dar nu știu cum ai să poți, că e foarte, foarte strâmb. Și m-am trezit. M-am gândit, ce drum, cât de strâmb putea fi să nu mă pot să mă urc în turn. Am negrijat, n-am mai ținut seama. După 2 ani, fratele Traian a venit la Semeria, unde cumnatul meu a găsit un post în serviciu și glasul de atunci și acum îl aud. Același timbru, cald. Numai el avea harul din vorbirea lui să atragă atenția. Și nu numai, el influența prin prezența lui. Că el purta, după mine, îl asemăn, nu apostolului Pavel, ci cuvintelor pe care le-a spus Sfântul Apostol Pavel în epistola către Galateni. Trăiesc, mai întâi spune în versetul dinainte, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ăsta a fost eroul, martirul,
zmeritul și cel din urmă și cel care a știut să tacă, să rabde, să îndure și să fie și să rămână o pildă pentru noi toți. De aceea Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 11, spune: aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felul lor de dețuire și urmați-le credința. Să facem o comparație între mine și credința fratelui. De fapt, credința este numai una. Și credința ne-l descopere pe Domnul Iisus, pe lângă ce știm și am învățat, fie la școală, fie la biserică, fiecare cum și ne-am trăit viața. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, uitați-vă, umblați după lucrurile de sus și nu după cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 1. Pe fratele Traian, 2 ani de zile cât a stat la noi, el era omul care visa viitorul. Casa în care a locuit în Semeria a fost a unui comerciant care a donat-o ostei Domnului. Și el visa, aici va fi librăria, aici tipografia, aici va fi camera de primire, biblioteca. Și de aici, în intersecția Semeriei, spre Petroșan, spre Arad, spre Sibiu și Cluj, ne putem întâlni mult mai ușor cu frații din țară. A fost visul lui, dar n-a fost să fie așa. A fost, Dumnezeu avea în vedere altceva. De aceea, cei 5 ani de detenție am fost condamnat la 7 ani. Fratele Traian a făcut 17. Nu ne putem compara suferințele noastre, pentru că el a trecut prin moarte. Numai un caz, vă spun, din tortura prin care el a trecut. Îl ascultăm cu plăcere și după aceea o să trebuiască să încheiem. Ne-ați răspuns la ultima întrebare pe care nici n-am pus-o. Da. Ce calități îl recomandă ca om al lui Dumnezeu? A spus un erou, un martir, un om care era primul, dar și ultimul. Vă ascultăm cu această experiență și după aceea vă mulțumim pentru... Ce calități? Dar ce calități n-a avut, spunea. Era omul integru, omul suferinței. Și dânsul spunea, dacă ei n-ar fi fost așa, nici eu nu eram așa. Și spune într-o poezie, răbdare. Răbdare! O încă puțină răbdare, sus ochii și gândul și brațul și pașii, să vita cetate cerească răsare și cea mai măreață și sfântă intrare, e aceea prin care te înalță vrăjmașe. Tu fii tare, când ziua încercării e alegerea ta pentru har, strălucit ești în haina ocării când te urci răbdător pe calvar. Tu cătușele atunci le sărută rugător pentru cei ce le-au pus. Când cerească răbdare tăcută, semănavei atunci cu Iisus. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin curat și alb din voi. Ce fericit sunt lângă tine în ochii tăi! Mireasma sfântă și aleasă din taina sufletului plin. Iisuse! Prea iubit Iisuse, întreagă pentru tine țin, că stropi atâtor mii de lacrimi ce în lume i-am plâns străin, se vor schimba în strălucitoare răsfrângeri de cerești lumini. Și în primăvara veșniciei, când va înceta orice tumult, vor străluci mai mult aceia și-au plâns și-au suferit mai mult. Frate Valer, dacă mă uit bine peste sală, vor oamenii să vă asculte și doamna Elena Ivanca vă soarbe cuvintele. Atât de mult ne place cum recitați. Tare mult ne-am dorit să mai veniți la Cluj și să vă mai... Nu, un cuvânt. Un cuvânt. Și am înțeles. Atât a fost programul, 20 de minute.
Dar... Un ultim gând, vă rugăm. Vă promit. Mă rog, pentru fiecare dintre dumneavoastră, viața astăzi e grea. Ne apropiem de un finish al vieții. Suntem noi pregătiți. Și vreau să încheie, îmi permite, 5 minute, nu-i mare pagubă dacă întârzi. Sfântul Ioan spune, și mărturia este aceasta. Ioan Evanghelistul. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Lui. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. V-am spus aceste lucruri ca să știți voi, care credeți în numele Lui, că oricine are credința aceasta nu va pierde niciodată. Și Domnul spune Martei, cine crede în mine, nu, chiar dacă va fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Vrem să nu murim toți, să putem să-L cunoaștem pe El. Această viață este în Fiul Lui. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu-L are pe El, n-are viața. Și îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă ce vrem, ce va după voia Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut, slăvit să fie Domnul.